Bună ziua, una dintre cele mai mari probleme ale României la ora actuală este într-adevăr seceta, un fenomen care afectează țara noastră încă din anii 80, nu este un lucru nou. La vremea respectivă a fost semnalat de experți acest fenomen ca vizând îndeosebi bărăganul, iar regimul comunist avea cel puțin teoretic instalații de irigații care acopereau aproape o treime din suprafața agricolă a României, adică undeva peste 3 milioane de hectare. Acum au mai rămas 200 de mii de hectare. Știți foarte bine ce s-a întâmplat cu instalațiile de irigații după 1989. Ministrul Agriculturii are probabil dreptate. Ne confruntăm cu o secetă care afectează 1,4 milioane de hectare de teren arabil. Mai curând însă, politicienii ar trebui să-și ceară scuze fermierilor pentru că zeci de ani statul nu a făcut nimic vis-a-vis de irigații. Fost numai promisiuni și apropo de asta, dacă s-ar fi îndeplinit toate, probabil că acum am fi irigat și suprafața agricolă a Bulgariei. Adrian Oroș, ministrul agriculturii, poate face apel la fermieri să-și asigure culturile, dar știe foarte bine că este un lucru imposibil la scară largă, pentru că avem agricultură de subsistență, pentru că suprafețele sunt mici, pentru că subvențiile sunt date ori aiurea, ori pe interese. Ce asigurător ar putea deschide ușa unui fermier care are mai puțin de 20 de hectare în lucru? Una peste alta, guvernanții știu despre ce este vorba în realitate. Dar se fac că seceta le-a afectat și auzul și văzul, că de IQ este greu să vorbim acum. Vorba filmului, cu suc la doză nu poți uda culturii agricole.